trec la sală, că intrăm. Bun. În forță. Intrăm în forță. Bine ați venit la un nou vlog. Yes. Am început un vlog fără să știe Cătălin. De asemenea, este și un test pentru noua cameră Panasonic G9 și noile lentile. Am să pun în descriere. De fiecare dată când schimb lentila, să știți cu ce filmez anume și ce setări. Pentru care este curios. Exact, nu exact. Poate doar noapte, bine. Exact. Haideți să dăm un pic drumul, să vedem despre ce este vorba și cu ce avem de a face. Dacă într-adevăr s-a meritat trecerea asta. Panasonic 20mm 1.7, filtru ND 8, 4K 60 frame pe secundă. Ține jo. Să menționez că autofocusul la această cameră este praf. Oricum nu mă așteptam să aibă autofocusul bun ca la fostul meu Canon, dar nu e problemă pentru că nu prea folosesc autofocusul de fel. De cel mai multe ori folosesc manual focus, dar așa ca idee. Oricum, acesta a fost vlogul. Sper că v-a plăcut. Este doar un mic test la noua cameră. Va trebui să mai iau pe viitor un obiectiv de 50 sau 55mm ca să fie complet totul. Dar oricum, ne auzim la următorul video. Peace out!